Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, ediție specială. Invitatul meu este primarul orașului Sinaia, domnul Vlad Oprea. Bine ați revenit, domnule primar. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Aici și acum, rețeta originală, produs 100% local, 2023. Bănuiesc că vorbim despre serbările toamnei, cum era cunoscut, dar la Sinaia ați venit cu un concept nou și anume să schimbați tematica cam în fiecare an. Care este secretul? Chiar aș fi curios să ne spuneți. Cred că și cei care ne privesc merg foarte mulți an de an la Sinaia, fiindcă știu că acolo se întâmplă lucruri, că orașul este într-adevăr într-o sărbătoare. Care sunt culisele acestui festival? Vedeți, înainte avem acest festivalul toamnei, care era total impersonal. Festivalul poate fi și la Ploiești, și la Provița, și la nu știu, București, în orice comună sau oraș din țara noastră. De aceea Sinaia Forever este un brand, este un brand al orașului care ne reprezintă și nu sărbătorim doar zilele orașului, ci sărbătorim, avem un festival care vine în fiecare an cu un mesaj iar, și cu o temă. Tema de anul acesta, cum spuneam, rețeta originală, produs 100% local, pentru că festivalul Sinaia Forever este în totalitate produs de noi, cu forțe proprii, și pune totdeauna în lumină tot ceea ce comunitatea noastră are de arătat, tot ceea ce are mai bun. Nu apelăm niciodată la filme de PR, la filme specializate în realizarea de astfel de evenimente, ci acest festival îl facem cu cei din primărie, cu majoritatea din Departamentul de Politici Publice, care pe lângă evenimente scriu și proiecte europene, participă poliția locală, cei de la urbanism, companiile, cele două publice pe care le avem, Sinaia Forever și Transport Urban, și în ultimul rând avem alături la acest festival și jandarmeria, poliția, ambulanța, tocmai pentru ca lucrurile să funcționeze excelent. Anul acesta, care sunt surprizele? Care este conceptul Avem, da, avem foarte multe concerte live, spectacole culinare, teatru, târguri și foarte multe activități pentru copii. Avem în anul acesta multe activități pentru copii, teatru de păpuși și activități interactive pentru ei. Avem o zonă de sport unde avem un panou de escaladă, de cățărare. Avem acel simulator de schi care l-are clubul sportiv din Sinaia. Avem foarte multe concerte cu muzică live, muzică de excepție, cu tot ceea ce e mai nou în România în momentul de față, pornind de la muzica populară până la cele mai noi hituri. Avem trei scene. O scenă, așadar, trei scene vor fi, da? Da, vor fi trei scene open stage, ca și noutate. E o scenă unde vom putea urmări cu interes tinerii talentați din Sinaia, dar și din zonă. Toți cei care au oarecare talent pe muzică pot acolo veni și își vor expune talentul. S-au înscris undeva în jur de 50 de tineri, copii și tineri, care vor cânta pe această open stage. Pe urmă avem scena Experience, care este aflată în centrul orașului, unde sunt foarte mulți artiști de vineri, sâmbătă și duminică. Și în ultimul rând, cea mai veche scenă în oraș este scena Forever din parcul orașului, celebra scenă de concerte, unde vor veni cei mai tari artiști din România. Și vă spun doar așa, vinerea avem pe Andia, Timpuri Noi, se închide concertul cu Loredana, care va face un spectacol de excepție. Iar sâmbătă, Semnalem, Bogdan Simion, Vanc și Holograf. Nu mai mult decât atât, după ce se închid concertele, vom avea două focuri spectaculoase de artificii, și vinerea, dar și sâmbătă. Iar închideți orașul? Da, da, îl închidem total de la intrare pe Bulevardul Carol I până la ieșire după casino. De ce ne închideți orașul? Pentru că Sinaia trebuie să fie pietonală și oricum încet, încet acolo vom merge. Toată zona centrală a orașului va deveni pietonală. Pentru că oamenii au nevoie să meargă pe jos. Cred că toată lumea s-a săturat de mașini, mașinile ai unde parca, nu sunt locuri suficiente. Chiar mă uitam că, și vorbeam cu primar mari din lumea asta, oricât de multe locuri de parcare faci, tot nu se va putea, nu sunt suficiente. De aceea încurajăm oamenii să meargă pe jos. De aceea și prin strategia de mobilitate urbană încurajăm oamenii să folosească autobuzele hibrid, să meargă pe jos, să folosească bicicletele, să folosească trotinetele electrice. Și cei care vor să vină, să vadă, da, să vadă pe cei de la Holograf, Vanc, Loredana, acele activități pentru copii, acestora ce le recomandă? Să vină cu mașina și să o lase unde? Bine, după ce vor ajunge la Sinaia, adevărat.
Deci, în primul rând, le recomand celor care vor să tranziteze doar Valea Prahovei să nu o facă, să aleagă alte rute, niciun caz să nu vină prin Sinaia, pentru că cu siguranță... Nu-i primiți, da. Nu, eu îi prim cu mare drag, dar vor, dacă doar vor să tranziteze, va dura foarte mult. Iar cei care vin la festival pot să meargă, avem parcări la gara, avem parcarea spre Telegondolă, avem parcări pe străzile adiacente, Avramian cu până în zona Hotelului Internațional, deci unde se parchează acolo. Câți oameni au fost anul trecut? Anul trecut au fost în jur de 50.000 de oameni. Încurajăm și anul acesta să vină oamenii la festival. E capacitatea maximă a orașului? Știu că puneți mare accent pe acest subiect. Da, e deja atinge cu mult capacitatea maximă. Eu sper să vină mai puțin, să arate bine și după festival. Nu, sper să vină mulți cu trenul, încurajăm să vină cu trenul. Avem un transport, autobuzele pleacă de la gară în condiții foarte bune oriunde în oraș. Deci încurajăm să meargă cu trenul. Trenurile merg bine, sunt mai multe companii care vin la Sinaia. Domnule primar, o întrebare știu că va provoca. Prin ce se diferențiază Sinaia Forever de alte evenimente mari, din punctul dumneavoastră de vedere? În primul rând, prin mesajul pe care îl avem în fiecare an, prin faptul că încurajăm, de exemplu, comercianții, avem o zonă a producătorilor locali, a celor care locuiesc și produc în Sinaia și cărora le dăm standuri la o sumă modică. Deci pentru sinaieni. Da, pentru sinaieni, exact, pentru cei care produc în Sinaia, pe care sunt, avem tot felul de artizani și producători locali. Îi încurajăm să vină la Sinaia artizanii handmade prin zonele de food care sunt la fel foarte controlate și sunt în regulă și sunt doar într-o singură zonă, în zona Octavian Goga. Deci la Sinaia, dacă vii la Sinaia Forever, nu vii la un bâlci. Nu arată ca un bâlci, dar absolut deloc, nu are nicio treabă cu genul ăsta de eveniment. Avem o zonă dedicată celor mici care sunt pline cu surprize și foarte multe activități distractive, de la centre de creație până la teatru de păpuși, la partea asta sportivă. Deci, la Sinaia Forever, oricine vine, poate să găsească ceva. Ori o porție de cultură, ori poate să facă sport, ori să asculte muzică, ori să urce mănânce, dacă vrea, ori să urce pe munte în ziua respectivă, da. Telegondola va merge până târziu. Deci, are program special? Da, da, în ziua de zile de festival, da, vor merge până târziu. Cum spuneam, avem și concertele, avem și două show-uri culinare de doi bucătari Masterchef, dar care vor fi în aer liber, deci asta e iar una din noutățile cu care venim în fiecare an. De niciun festival nu seamănă cu celălalt. Avem concert de laser și lumini, dacă anul trecut am vrut să punem în evidență fântânile arteziene pe care le-am reabilitat și pe care le-am construit în zona centrală, s-au fost luminate cu foarte multe lasere și lumini. Anul acesta vom avea alte surprize, nu vreau să spun acum, o să le vedeți la festival. Vorbeați despre anul trecut, 50.000 de oameni au venit în Sinaia. Da. La Sinaia Forever, spuneți-mi, vă rog, domnule primar, acest eveniment. Și dacă vreți, putem vorbi despre Cluj în această, da, în această situație. Aparține sinaienilor sau Sinaia Forever? Ce este și ce își dorește administrația pe care o conduceți să fie și să devină? Se vorbea la Antold, despre Antold vreau să vă spun. Domnule, Antoldul ne creează mari probleme, spuneau clujenii. Oameni, mașini, gălăgie. Așa e și la Sinaia, un freamăt. Trei zile în Sinaia este un freamăt. Evident, toți comercianții, comunitățile hoteliere, restaurantele, barurile, magazinele, toate au vânzări mult peste medie, dar aparține sinaienilor? Cum? Adică oamenii ce vă spun despre Sinaia Forever? Oamenii sunt mândri de festivalul Sinaia Forever. Cred că sinaienii abia așteaptă să se întâmple, pentru că se întâmplă o dată pe an. Și cei din cartiere nu sunt deloc afectați de acest eveniment, ci din contră, oamenii abia așteaptă să vină din cartierele care nu sunt în centru, să vină în zona de centru și să participe la festival. Totdeauna spuneam lucrul ăsta, am căutat să creez acest echilibru pe care permanent trebuie să-l facem între beneficiile pe care le aduc turiștii orașului și ceea ce oamenii au nevoie pentru creșterea calității vieții în cartier. Și dacă aducem bani de la turiști prin tot ceea ce se întâmplă în centru,
investim în cartiere, investim în locuri de joacă, în parcuri, în evenimente pentru sineini. Avem foarte multe evenimente care sunt destinate exclusiv sineinilor. Vă dau doar un exemplu, Crossul Adrian Ghioca sau Sinaia pe Pârtie, la care avem schiori de la 3 ani până la 90, poate. Deci se compensează tot aceste lucruri. Totdeauna am încercat să fiu atent la disconfortul pe care poate câteodată îl creează. Nici mie nu-mi place după festival, dacă vedeți cum arată parcul, cred că e o parte din Ucraina. Așa arată, dacă te uiți dimineața la ora 5-6 dimineața, după fiecare zi de festival, se muncește enorm ca orașul să fie redat sineinilor. Dar lucrurile reintră încet, încet, normal, și este un eveniment care atrage, un eveniment cu care sineinii sunt mândri, mai ales care că este un brand local. Da. Așadar, cam ăsta este potențialul maxim, 50.000 de oameni. Nu vă doriți nici mai mult, nici mai puțin? Da, mai puțin ne dorim, dar nu vin mai puțin. Deja vin foarte mulți. Ce vă spun comercianții, agenții economici? Un aspect foarte important, apropo și de viața economică. Toți oamenii sunt după mulțumiți festival. De eveniment, da. Am ales mai sunt locuri de cazare în ce știi sau de obicei nu prea e cam sold out, cum se zice? Sunt full toate locurile de cazare totdeauna, mai ales, de aceea am și mutat, pentru că în ceilalți ani era în primul weekend din septembrie, în care oricum era sezonul foarte full. Acum l-am mutat puțin mai încolo, tocmai de a prelungi mai mult sezonul și oamenii sunt mulțumiți. Oricum se suprapune festivalul și cu alte evenimente pe care le avem. Avem Congresul Național de Pediatrie în aceste zile. Sunt toți medicii pediatri la Sinaia, deci o să fie o nebunie peste străzi. Pentru iarnă vă gândiți, poate în ianuarie, februarie, să creați tot la fel un eveniment care să capete, să aibă tradiție și să devină la fel emblematic pentru Sinaia? Da, vreau să facem un festival de iarnă. Am avut în alți ani, am făcut deschiderea sezonului de schi, am avut un carnaval al zăpezii, am avut astfel de evenimente. Din păcate, mă rog, a fost și perioada pandemiei care ne-a bulversat pe partea de evenimente pe toți, nu numai pe noi, în toată lumea. Și din păcate, anul trecut era programat să avem o deschidere a sezonului de schi foarte fastoasă, dar zăpada s-a lăsat așteptată, a venit abia pe la jumătatea lunii ianuarie și atunci a trebuit să anulăm acest eveniment. Sperăm anul acesta să vedem, o să vedem cum se desfășoară lucrurile. Deci 3 zile de festival, domnule primar, că acestea ar fi lucrurile mari, lucrurile punctate. Sinaia așteaptă pe români și nu numai, bănesc că sunt și foarte mulți străini, da, în acea perioadă. Bănesc că și muzeele sunt pline, bănesc că este acolo, sunt 3 zile de preamătă. Orașul peste tot este full, sunt ocupate toate locurile de cazare și în Bușteni, în Comarnic, în Azuga, chiar și în Predeal. Toți vin pentru 50.000 de oameni. Înseamnă vreo 25.000 de camere. Da, înseamnă foarte mult. Da. Zi 15.000 și tot. Înseamnă foarte mult și pentru viața economică și pentru prestigiul Văii Prahove per total. Și Sinaia, pe de altă parte, rămâne acolo, cu ștacheta acolo, unde v-ați fixat-o singuri. Rețeta originală, de ce? Produs 100% local. Îmi place foarte tare, vă spun sincer. Da, ăsta e cum brandul festivalului. Astea? Le faceți acolo în primul rând? De când? În primul rând, cât au durat pregătire? Cât durează pregătirea la Sinaia Forever? Undeva la vreo 2 luni de zile. V-ați apucat de 2 luni? Da. Mă rog, cine are urechi? Pentru că nu fac numai asta. Îi fac și urbanism, fac și poliție locală, fac și circulație rutieră. Înseamnă că e multă pasiune. Și este foarte multă pasiune. Oamenii care lucrează la festival sunt mândri de el. Și au deja și experiența celor 20 de ani. Mulți lucrează aproape de 20 de ani la aceste festivaluri. Nu lucrăm, cum spuneam, cu firme externe, nu avem nevoie de consultanți, toate le facem acolo, de aia spuneam că e o rețetă originală. Vă mulțumesc, domnule primar Vlad Oprea, o plăcere ca de obicei, vă doresc succes și, dragi prieteni, așadar, vineri, sâmbătă și duminică la Sinaia Forever. Sinaia vă așteaptă concerte, e adevărat, cu artiști de top din România, dar și activități pentru copii. Ați subliniat acest lucru, că anul acesta sunt multe activități mai mult. Încurajăm familiile să vină cu copii, să vină la Sinaia, pentru că cu siguranță le va plăcea tot ce vor vedea acolo. Vă mulțumesc. Avem 3 pagini pline de program, deci cu siguranță oricine citește aici poate găsi undeva unde se poate încadra. Începând de vineri, văd că la ora 12 începe, nu? La ora 12, da, începe open stage-ul, iar deschiderea oficială e la ora 5. Și deschiderea, din ce îmi amintesc, parada e spectaculoasă. Este foarte spectaculoasă, merită văzută parada după un concert pe care l-au cei de la Ad Libidum la intrare pe Bulevardul Carol I. Pornește parada cu muzică,
Vineri la ora 5, parada. Da, vineri la ora 5. Dacă ajungem, Doamne ajută, ar fi bine să fim acolo, că e spectaculoasă, da, parada. Da, vă mulțumesc, exact, domnule primar Vlad Oprea, vă doresc o seară bună și succes. Succes, mă rog, vă doresc așa mai cu la obținerea forever că aveți, nu știu cât, 50.000, sunt deja foarte mulți oameni pentru 3 zile. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. Aici punem punct acestei ediții speciale a emisiunii Proces Verbal. Mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși.